Hei, salutare și bine ați venit la un nou video. Astăzi o să vă prezint un fierăstrău care l-am luat de la Kaufland. Nu mai știu sigur ce nume avea. Este fierăstrău acela 4 în 1. Deci așa vine premontat cu o lamă pentru metal și se demontează. De aici se dă drumul. Se poate scoate lama. Are o protecție de plastic care se poate scoate. Pentru ce îmi trebuie mie astăzi? Îmi trebuie lamă pentru lemn. Are aici un buton. După ce apeși, poți să scoți asta. Iar aici, în interior, mai are încă 3 lame. Deci, are două de metal, 18T metal și 24T. Asta are dinții un pic mai mari și asta dinții un pic mai micuți. Și pentru lemn, 5T și 10T. Dinții mai mici, dinții mai mari. No, mie trebuie acum o tăietură mai finuță la chestia asta aici. Deci o să iau dinții mai mici. Aș putea pune chiar cea de metal, dar nu vreau să stau prea mult. Le pun pe celelalte înapoi. Celelalte lame. Și acum pun lama. Aici are niște grade, 45, 90, 45, să înclin lama cum vrei. Am strâns bine, scoatem protecția pentru lamă și să vedem cum taie. Mai greu până începi. Taie destul de repede și destul de fin. Pentru 20 de lei
și suportul și lamele de bonfire și de fierăstrău. Are și mâner ergonomic de cauciuc sau silicon, cel mai probabil. Și aici are un mâner pentru să ții cât mai confortabil. Mi se pare că este de calitate bună. Și eu zic că pentru mine, pentru 20 de lei, se merită. Cam atât a fost pentru astăzi. Sper să vă placă. Informațiile să fie de folos. Dați un like, subscribe și share. Mă ajută foarte mult. Vă mulțumesc pentru vizualizare și ne vedem în video următor.